Noua uzină de producție a energiei electrice pe gaz, ce va fi construită pe vechiul amplasament al termocentralei Mintia, ar trebui să funcționeze începând cu anul 2026. Dar până atunci trebuie parcurse o serie de proceduri, cele mai multe și mai importante fiind cele privind protecția mediului. Potrivit directorului executiv al Agenției Județene pentru Protecția Mediului Hunedoara, Georgeta Barabaș, din păcate, procedurile de avizare sunt destul de complexe și îndelungate. În prima fază trebuie obținut un act de reglementare pentru demolarea construcțiilor existente, apoi un al doilea pentru construirea viitoarei uzine de producție a energiei electrice pe terenul eliberat, iar la final autorizația pentru punerea în funcțiune. Dar există riscul ca din cauza procedurilor obligatorii prevăzute în legislația de mediu din România, noi proprietari să nu-și poată respecta targetul stabilit. Într-adevăr, avizele și autorizațiile care sunt prevăzute de legislația de mediu au o durată destul de mare, pentru că toate procedurile includ mai multe perioade de informare publică și de consultare publică. Și atunci, fiind la dispoziția publicului, aceste perioade nu pot fi limitate, nu pot fi scurtate. Deci sunt niște termene, din punctul nostru de vedere, sunt niște termene destul de lungi. Dar, pe lângă procedurile de avizare destul de lungi, este demonstrat faptul că, de-a lungul timpului, o serie de investiții din județul Hunedoara au fost blocate sau chiar abandonate în urma dezbaterilor publice sau a intervenției ONG-urilor de mediu.